Salut, hai să vă arăt cum pregătesc mâncarea pentru prepelițe și pentru găini. Și cred că așa o să fac de acum încolo. Am niște nutrețuri concentrate pentru animale, dar unul pentru prepelițe. Asta e pentru găini de ouă și asta e pentru prepelițe. Asta e cam 5 lei kilo, asta e cam 4 lei kilo. Deci cam 20 de lei, cam 25. Și urială. Urială, asta este sub forma care arată înainte să o toci. O să folosim, o să pun din ureală din asta, uite aici. Deci, vedeți grâu, porumb, unde e floarea soarelui. Și aici undeva o să fie și o floare soarelui imediat. Uite, vedeți floarea soarelui? Pun aici. Na, asta o să las ca să-și facă ele digestia. O să pun și așa. Bun, după aia am pus aici 5 scafe din astea de. O să pun linkuri cu scafe, cu mâncare, o să încep să pun linkuri în descrieri cu ce folosesc. Deci am pus 5 scafe din astea de ureală măruntă din aia, deci cam 30% porumb, 30% grâu și 10% floarea soarelui. În combinația, cam așa arată. Asta e negres floarea soarelui. Bun, și asta o dau la găini. Și atunci am luat asta de prepelițe și desfac asta din partea opusă de asta, dar trebuie să tai prima dată. Desfaci. O să vă pun asta sau nu, dacă puneți pauză, vedeți voi ce scrie exact. Și comparați cu ce aveți în zonă sau cu ce pune în descriere. Și iau o scapă din asta, 5 la 1. Eu zic că e aproape plină. Și, da, puteți pune și 6 la 1, da? 5 la 1, cam așa se recomandă. Deci ăla era cirea preferite, prepelițele asta. Și o să amestec cu mâna. Și după aia dau direct la prepelițe, după ce amestec bine. Și cam același procedeu fac și la găini. Nu știu dacă are rost să vă mai arăt cum mă chinui. Unde e ăla? Uite, am tăiat bucata asta din partea asta și la început mi se prea foarte asta de desfăcut astea. Uite, așa se destul de nașpa. Ațele astea le puteți folosi la legat câteva legume. Și asta e mixul de, deci de nisip. Mixul de găină otare. Mie mi s-au o găinile, dar prepelițele nu. Deci la găini o să le dau una din asta, probabil la 7. Dar prepelițele au 8 săptămâni și nu s-au ouă și eu vreau să obțin niște ouă. Și atunci, prepelițele nici măcar nu pot să-și leagă singure, adică ele mâncă numai ce le dai tu. Cam asta e problema. La găini, la văzut, îți free range, pe aici, pe în curte, și găsesc ele o proteină, o râmă, o insectă, o ceva, și au ce să mai mânce. Deci probabil că poți să pui și una la 8, o scafă la 8. Dar la prepelițele nu prea ai ce să faci, trebuie să le dai concentrat din asta. Până o să reușesc să le bag în seră și o să reușesc să le dau să mânce și alte chestii, alte na, gânze. O să le pun ceva compost unde să aibă să își caute singure de mâncare prepelițele. Dacă le ții așa în gen baterie sau pe rafturi, nu prea ai ce să faci, trebuie să le dai mâncare pentru prepelițe. Și cam a trebuit să scrie pe astea cum se prepară, așa că se amestecă 1 kg concentrat la 3 de ureală. Deci nu 1 la 5, 1 la 3. Na, eu fac 1 la 5 că sper să le chimizez cât mai puțin. Și așa și la găini, deci bine. La prepelițe scrie 1 la 3 și din coace scrie 1 la 2,5 la ouă. A, mai lasă-mă. Lasă, deci v-am zis, la găini nici n-am nevoie că ele sunt free range. Dacă le țineți închise, te piatră. Dacă le țineți închise, vă dați seama că ar trebui să, cred că, să respectați ce scrie pe alea. Dar dacă le țineți libere ca mine și mai dați iarbă, legume de la masă și mai ce rămâne, puteți să le puneți concentrația mai mică. Deci, și ăsta îl fac așa pentru ei, are 10 litri. La ureală nu-i bună și nici la pui. La pui fac mizerie multă. Dacă, na, eu îl suspend așa și găinile nu mai fac mizerie, că ele doar mănâncă și nu mai pică jos. Și dacă pică jos, mâncă de jos. Deci eu zic că e bun pentru chestia asta. Dacă vreți, puteți să vă luați, are vreo 10 litri. Deci uite o găleată din asta în cap în asta. Pentru că mai vine și aici. Da, bine, cam atât e tot. Acum mă duc să hrănesc prepelițele și găinile. Pisicile au fost hrănite deja. Ce faci, mă? Miroase șoareci, cred că. Dacă ai cereale, de obicei ai și șoareci sau șobolani. Da, bine, vă las. Spor la toate. Ne vedem cu alte clipuri. Pa, pa!